Astra Giurgiu l-a transferat pe Romario Korzorg, însă olandezul nu va putea evolua în Europa League, lista UEFA fiind deja închisă. Campionii au dorit astfel să acopere golul lăsat de plecările lui William de Amorim și Rick Boldrin la Steaua. Astra este o echipă bună, cu jucători foarte buni. Din punct de vedere fizic stau bine și sper să pot juca. Pentru mine Dinamo este în trecut, acum mă gândesc doar la prezent și viitor. Cel mai bine ar fi să-l întrebați pe Negoiță de ce nu am rămas la Dinamo. Mi-a fost propus un contract, dar nu vreau să mai vorbesc. Cu Andone nu am discutat deloc, a declarat jucătorul pentru Digisport. Olandezul de 27 de ani a fost transferat în Liga 1 de ASA în vara lui 2015, iar din iarnă și până în vară a evoluat la Dinamo. Mijlocașul ofensiv semnase cu trupa din Ștefan cel Mare pe jumătate de sezon, iar oferta de prelungire a fost sub cererile fotbalistului cu origini din Surinam și astfel a rămas liber de contract. Până ieri, Romario nu își găsise angajament, însă fiind liber a putut semna cu Astra și după expirarea perioadei de transferuri.